ce faceți, astăzi vreau să facem pradul care l-am montat într-una din zile și ghirlanda montată, dar o să vă arăt mai îndată. Și fai, am fost foarte aglomerată luna noiembrie și văd că a venit decembrie și nu am făcut pradul, ceea ce este foarte trist, că vreau să ne bucurăm de el mai repede. Și pentru că nu a fost Alex primit la școală, pentru că este foarte răcit și eu la fel sunt răcită, el este acasă și am zis, vină cu asta, te aranjez, și am zis să profităm de asta și să facem bradul, pentru că cred că ne prinde Crăciunul, nu știu, în august am zis, anul ăsta o să am timp de toate, dar nu am avut, am fost mai aglomerat ca alți ani. Am avut tot alte treburi și tot am fost plecată de acasă și oricum nu o să fie foarte pompos bradul, o să vedeți voi ce am ales, niște globuri din sticlă, clear și cu puțin alb poate unele. Dar hai să începem până nu imediat o să fie întuneric, pentru că repede se întunecă. Și Alex și-a luat o pijama nouă. Și haideți să împodobim bradul. Prima dată trebuie să mutăm puțin asta, punga, stai, covorul, pune așa, așa, asta și să aducem bradul mai în față, așa. Și but if I mess up this Christmas, will you stick around for New Year's? Let's make a new resolution. Have a holiday without tears. I can make it so perfect. I can show that I'm trying. But if I mess up this Christmas, will you be here next Christmas? Can we forget about last year? Last Christmas it all went wrong. We had the big fight in the kitchen. Then I said that thing about your mom. Thing about your mom.
terminat bradul, dar mai trebuie să-mi vină câteva comenzi, pentru că nu sunt toate și nu am nici la masă, nici la brad, dar în fine. Mai vreau să pun niște pandrici din alea așa de catifia în brad, dar nu mi-a venit comanda. Toate comenzile mie nu-mi vin, nu știu. Și unele le-am pus de acolo o lună. Mă deranjează asta. Și vreau să vă arăt ce advente calendare avem anul ăsta. Alex e aici în spate la mine răcit. Hai, stai drept, arată primul tău advent calendar. Și Alex mai are un advent calendar care trebuie să-i ajungă, dar nu i-a ajuns încă. Haide. Da, Alex nu mai are voce. E un Kinder advent calendar, e drăguț, nu? Are 24 din astea. Și Alex are mai... Alex a mai comandat un advent calendar de la Pokémon, trebuie să ajungă, dar nu a ajuns. Când ajunge o să vi-l arătăm. Am aici un advent de la Rituals. Da, e foarte mare. Nu știu dacă îl deschid în fiecare zi, dacă deschid o dată. Habar n-am. Cred că ăsta o să-l deschid în fiecare zi. Probabil, habar n-am. Lui Vaslica i-am cumpărat de la Teals Collection advent calendar cu cafea, așa arată. Și am desfăcut eu aici una să văd cum e înăuntru, stați să vedeți. Nu știu ce flavor are, dar așa arată. Unde să văd? Raspberry. Restul o să le desfac el. De pe Amazon am luat ăsta. Și ultimul advent calendar al meu de pe Look Fantastic. Wow, e un advent calendar mare. Și foarte greu. Sper să nu dărâm ceva. Da. Aici e o parte și în spate cred că altă parte. Da, și în spate altă parte. E ok, nu deschide. Astea sunt adventele noastre. Ziceam că am pus și eu o comandă pe Shein de acum 3 săptămâni, nu mi-a ajuns. Am zis că orice nu-mi place de la ei, o să trimit înapoi. Am mai dat și alte comenzi la alte magazine, dar nu mi-au venit. N-am cu ce să împodobesc. Oricum, anul ăsta foarte târziu, în decembrie, în august, ziceam că o să am timp, așa, dar s-au întâmplat alte chestii și n-am mai avut timp de nimic. Asta este treaba. O să vă arăt... O să vă arăt cum am podobit bradul și puțin masa, dar cum trec zilele și îmi vin coletele, o să vă dau update. Între timp a venit noaptea. Aici am pus un brăduț, o lumânare și așa arată bradul, dar nu-i finalizat. Pentru că mai trebuie câteva chestii, mai trebuie niște fondiți din astea mai late. Dar când o să... le primesc, o să le pun la brad. Hai să sting becul. Am împachetat două cadouri să fie frumos acolo și a rămâne bradul. Să ne apropiem să vedeți că nu este foarte decorat. Anul ăsta l-am păstrat simplu. Bineînțeles, dacă găseam și bradul care îl voiam, venea și mai fain, dar... vedem noi la anul. Nice, eu zic că e nice. Așa cum este. Și vă mai țin la curent pe parcurs aranjamaia, pentru că trebuie să mai vină colete. That's it. Asta este. Și
O să vă filmez și ziua, cam e noapte deja. În partea aia am pus niște flori de astea de iarnă și aici masa. Am comandat de la H&M niște perne pentru scaune. Aici așa arată, dar trebuie să mai vină un table runner. Asta este decorațiunea care am făcut-o eu de masă dintr-o ghirlandă și am pus două lumânări. Așa, șervețele, pahare. Masa nu este gata. Când o să vină și restul, o să o terminăm pe parcurs. Lumină. Este ora 4 și nu mai avem lumină. Da? What can we do? Pe lumină naturală o să vă arăt cum arată și bradul. Știu că nu prea să văd decorațiunile de brad, adică globurile și așa, din cauza culorii și zăpezii de pe brad, dar eu zic că este ok. Nu? Asta. Astăzi mai... Ce mai facem, Alex? Știu ce mai facem. Vrea să... Ce-i ăla? Zulu, mami, ce-i ăla? Ha? Vrea să facem locul ăsta de Crăciun. O să-l facem mai îndată. Ok. You got something, what? He's like a butterfly. You can't speak until your next turn. Am terminat, în sfârșit de împodobit bradul. După ce am așteptat decorațiunile, delivery și toate astea, bradul ăsta a fost împodobit pe mai multe zile, pe etape cumva. Este ziua, dar nu avem lumină. Haideți să vă arăt cum l-am împodobit până la urmă. Am schimbat cumva planurile și a ieșit așa. Am pus fondițele astea din catifea. Să vă dau focus. Și astea de la John Lewis. Astea sunt de la The White Company. Și restul sunt de la The Range. Și în vârf, la fel, am pus o fondiță din aia. Și să vă arăt în spate. Little Angel e acolo. Căsuțele. Haideți să aprind astea. O secundă. Așa. Să aprind și luminile de la căsuțe. My friend is there. Acolo în vază am pus niște flori de iarnă și masa arată cam așa. Am pus aici de la, asta o am de anul trecut de la TK Maxx, un table runner cu căsuțe, Christmas tree. Aici avem masa, șervețele și decorațiunea despre care v-am spus. Și așa arată masa noastră, pregătită pentru Crăciun. Mai trebuie tacâmă, dar nu le pun acum. Le pun la fiecare masă. Și bradul așa, în forma lui, așa arată. Dar a ieșit drăguț și anul ăsta. În ciuda schimbărilor și în ciuda ce vream eu. Dacă nu am găsit, celălalt era out of stock bradul. Dar anyway, să-l cumpăr când îl găsesc. Indiferent ce lună este. La canapele am pus aici cover-urile alea de pe Shein și în partea asta la altă
Și în partea asta, la altă, la... Am uitat să vă arăt aici. Așa, am decorat masa, am pus niște cărți și brăduțul ăsta. Vreau să mai cumpăr doi. Să pun unul în bucătărie și unul aici. Curat așa. Simplu și pe domn aici în capăt. Să vă arăt cum arată bradul aici din profil. Nu din profil, din profil și din oglindă. Arată cute, nu? Lumina nu prea ne ajută, dar ce să-i faci? Hai că am dat luminozitate mai mare puțin. Jingle bell, jingle bell. În dormitor am pus lumânarea asta, bradul meu. Nu știți, bradul ăla de la TK Maxx, lumini aici, pe care pot să le și aprind. Așa arată luminile, le-am aprins. Planta asta, achelide, nu știu ce, nu înțeleg, e prea cald pentru ea, habar n-am, că toată vara a fost ok și primăvara. Și cam atât. Ieri vreau să, s-a jupit acolo, trebuie să văd ce fac, vreau să cumpăr niște brazi. Și la Coffee Station am pus căsuțăla asta de la Marks & Spencer și brăduțul ăla de la Asda. Oare să pun așa? Stați. Da, e mai ok, așa ca un mini village. Și restul n-am împodobit așa, pentru că cel mai mult îmi place să împodobesc living-ul. Da, ăsta este vlogul nostru cu împodobirea bradului și a casei. See you tomorrow!